Bună ziua, e 10 august, e o zi pentru unii specială, o zi aparte. Noi astăzi continuăm maratonul acesta jurnalistic, vreme de 2 ore, în fiecare zi de luni până joi, de la orele 17 la orele 19, aici pe B1 TV, în emisiunea Sub semnul întrebării. În prima parte a emisiunii, invitată este doamna Ecaterina Andronescu, fost ministru al educației. Îi mulțumesc că e prezentă în platou. Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să vă revăd, doamna Andronescu. Avem imagini aici, ca să înțeleagă telespectatorii ce anume am pus aici în video-ul. Ceea ce vedeți este Piața Victoriei, doamnelor și domnilor. N-am început întâmplător spunând că este 10 august, pentru că pentru unii dintre românii care au participat la evenimentele de acum câțiva ani de la 10 august, astăzi este o zi specială. Prin urmare, câteva organizații non-guvernamentale s-au gândit să organizeze sau să reediteze, să organizeze un soi de reamintire a protestelor din 10 august în Piața Victoriei. Protestul e programat pentru orele 18. Eu i-am rugat pe colegii noștri să fie prezenți încă de la orele 17 în Piața Victoriei, așa fel încât dacă lumea începe să se adune, dumneavoastră, cei care priviți emisiunea Sub semnul întrebării pe B1 TV și uitându-vă la noi, veți fi updatați la minut, ca să spunem așa, în legătură cu prezența celor care vor să vină acolo în Piața Universității, în Piața Victoriei. Deocamdată nu e nimeni, adică sunt mașinile, traficul obișnuit. Domnul Andronescu, o să încep un pic neobișnuit, dar chiar sunt curios, mă gândesc că poate dumneavoastră știți ceva mai mult. Ați mai vorbit cu domnul Ion Iliescu? Nu. Nu. Ultima dată... Adică mă gândeam dacă... Chiar vă întreb foarte serios, dacă știți ce face, care este situația. Nu știe nimeni nimic despre domnul Ion Iliescu. Întreb pe toată lumea. Vă spun eu, în 2019, Moses Rosen, unul dintre foștii ambasadori ai Statelor Unite în România, a venit și a lansat aici o carte și a vrut să-l vadă pe domnul Iliescu. Mm-hmm. 2019? Cartea s-a lansat, da, în februarie 2019. Mm-hmm. Cum cartea s-a lansat și noi la Politehnică am acordat un titlu de doctor honoris causa, am fost cel care l-a condus la întâlnirea cu președintele Iliescu și atunci l-am văzut. De atunci mai povestește câte ceva unul dintre sepepiștii domniei sale, foștii, este vorba de domnul Chivu, care stă în aceeași casă și care întâmplător a avut băiatul în admitere la Politehnică și atunci m-am văzut cu domnia sa și mi-a spus că... Dar la telefon n-ați mai luat legătura cu domnul Ionidescu, nu mai știți. Am înțeles. Doamna Andronescu, sigur că de fiecare dată discuțiile cu dumneavoastră, și am avut multe de-a lungul anilor, unele dintre ele destul de contundente, sunt legate de educație. De data asta sunteți în postura observatorului și, ca de obicei, ați fost și în interiorul sistemului și acum sunteți în continuare implicată în actul pedagogic, dar nu mai sunteți atât de implicată politic, nu? Adică mai puțin. Da, vedeți, eu m-am format în acest sistem, am crescut în acest sistem și întotdeauna am avut sentimentul unei responsabilități față de sistemul în care m-am format. Deci n-aș spune că am chiar statutul de observator. Sunt foarte atentă la ce se întâmplă și fără îndoială că citesc și ceea ce se întâmplă în alte părți ca să pot să am termen de comparație. Vreau să vă întreb, să plecăm. Ce se întâmplă, doamna Andronescu? Pentru că eu vă spun, trăiesc un paradox. În ciuda faptului că în ultimii 10 de ani, da, s-a investit totuși ceva mai mult în educație decât în anii de dinainte, da? Corect. Cu toate acestea, dacă ne uităm la ceea ce, la cum arată, dacă vreți, lumea românească de astăzi din punctul ăsta de vedere, din păcate, calitatea oamenilor pare să fi scăzut. O limbă română care se vorbește din ce în ce mai prost, o limbă română care se scrie din ce în ce mai prost, asta ce vedem la un moment dat la prima vedere, la primul contact. Dar pe de altă parte, parcă există și o degradare a școlii românești și asta spun din nou, deși se bagă ceva mai mulți bani, deși se renovează școli, se umblă la curriculum, de ce? În primul rând... Sau mă înșel, poate mă înșel. Nu. Eu cred că, în general, noi suntem un neam care ne uităm la lucrurile care nu sunt ok. Și atunci, fără îndoială că vorbim despre ele în speranța că ele se rezolvă. Ceea ce v-aș putea spune eu, așa, cunoscând destul de bine sistemul, v-aș spune că în ultimii 30 de ani, și înainte de 89, școala românească a fost polarizată. Uh-huh. Mă gândesc că școala din mediul rural n-a fost niciodată identică cu școala din mediul urban și nici din urbanul mic, nici cu atât mai mult din urbanul mare. Și
după 30 și ceva de ani, ea este și mai polarizată. Și atunci, fără îndoială, trebuie să ne punem întrebarea, eu mi-am pus-o, de ce s-a polarizat? Când spuneți polarizare, vă gândiți la diferențe mari, practic, absolut, între ce există în mediul rural, absolut, și ce există în mediul urban. Absolut. Da. Vorbim și părinții caută adesea școli care sunt cu performanță, sigur, care au rezultate, pe bună dreptate sunt ele căutate, și școli unde, de ani de zile, nu ia nimeni examenul de bacalaureat, dacă este să vorbim de licee sau la evaluarea națională, rezultatele de asemenea sunt total nesatisfăcătoare. Și atunci, polarizarea asta, te întreb de unde s-a modificat în sensul creșterii distanței dintre cei doi poli. Răspunsul meu este din cauza resurselor, totuși. Pentru că, pe de o parte, resursele existente în societatea românească s-au acumulat în mâna unor oameni care sunt foarte grijulii cu copiilor, care își cheltuiesc, chiar dacă n-au resurse, cine știe ce, investesc, au înțeles să investească foarte mult din ceea ce câștigă în copiilor, și în partea cealaltă, unde sărăcia este mai mare, unde nici n-au din ce investi, unde de multe ori nu există nici această cultură a respectului față de educație și a respectului față de un om educat prin comparație cu un om needucat, și de aici rezultatele de care vorbesc. Acum, sigur, o să spuneți de ce n-am reușit să evităm această chestiune. Păi, ca să evităm extinderea distanței dintre poli, ar fi trebuit să existe resurse suficiente în așa fel încât din sistemul educațional, prin intermediul instituțiilor abilitate, și aici mă refer la Ministerul Educației, autoritățile locale, etc., acolo unde s-a acumulat sărăcia, să se poată interveni cu resurse în așa fel încât prin intermediul acestor resurse să poată să se micșoreze decalajul sau măcar să nu crească. Din păcate, n-au existat aceste resurse și atunci, din păcate, aici suntem. Iertați-mă totuși, vreme de 4 ani de zile, în scurta mea experiență politică directă în Parlamentul României, am făcut parte din Comisia de Educație, de Învățământ a Camerei Deputaților. Mi-au auzit urechile o grămadă și mi-au văzut ochii o grămadă de situații, dar am rămas cu un gust amar pentru că, de exemplu, în această comisie care se ocupa și de partea de sport, să spunem, de foarte multe ori se aducea în discuție finanțarea de către autorități locale a unor echipe de fotbal, de handbal, de nu știu ce, de una alta, da? Și a doua zi veneau poate din același județ niște directori de școală aproape plângând și spunând că le plouă în școală, că acoperișul s-a spart. Nu mai au bani de salarii. Celebrele, da, n-au bani de salarii sau celebrele toalete din fundul curții și așa mai departe. Până la urmă mă gândesc că totuși bani sau ceva bani ar exista. Da. Distribuirea lor, dacă vreți, sau de către autorități locale, că ele sunt principalele responsabile în această speță, e prost făcută. Da, mai intervine ceva, un aspect care poate fi privit ca un aspect subiectiv la prima vedere, să zic așa, dar contează foarte mult. Educația nu produce efecte imediate. Ca urmare, să investești în educație nu se vede imediat, adică până la alegerile următoare. Și atunci autoritățile locale, de regulă, investesc în ceva ce le-ar putea aduce și voturi. E o nenorocire pentru sistemul. Mi se pare îngrozitor, dar este o realitate. Groază. Pentru că ceea ce spuneți dumneavoastră, că se finanțează echipele de fotbal și mai departe, este o realitate. Da? Și nu dai burse cu... de festivaluri, de nu știu ce, hai să ziua ghiocelului, ziua nu știu ca... Adică o căruță de bani, da, la un moment dat aruncați pur și simplu, că l-am aruncat. Mă rog, e nevoie și de așa ceva. Dar veneau unii să bucurau de ziua comunei, nu știu ce, să băgau o grămadă de bani în ziua comunei ca să aducă nu știu ce artist să cânte pe o scenă. Aia se întâmpla o zi. În următoarele luni de zile însă, banii ar fi putut produce niște efecte extraordinare în școala din localitate. Da, dar uitați-vă dumneavoastră că dacă se organizează un festival la malul mării sau în județul din centrul țării, da, în tol, ziceți, cu hoi de oameni. Așa e viața, ce să facem? Mâna asta eu trebuie. Chiar am avut odată, eram secretar de stat și încercam să obțin premii pentru olimpici. Mm-hmm. Premiile pentru olimpici erau atunci derizorii, este exagerat de mult spus, foarte, foarte mici. Și le-am crescut substanțial și de atunci ele s-au adăugat cu creșterea inflației. Adică, totuși, să dai un premiu care e de peste 10-12 mii de lei acum, mai înseamnă ceva, nu 50
50 de lei, să zicem, echivalentul lui 50 de lei de astăzi. Și mi-aduc aminte că încercarea mea de a-l convinge pe ministrul finanțelor de atunci a fost să spun, ei sunt elitele societății românești. Ei aduc valoare, nu astăzi că sunt abia elevi, dar mâine ei vor conduce inclusiv țara aceasta. Și răspunsul a fost, da, dar ei niciodată nu o să umple stadioanele, ceea ce pe undeva era adevărat, nu-l puteam contrazice. Credeți că ați fost un bun ministru al educației? Ei, nu mă puneți pe mine, că n-am niciodată... De ce? Sunteți la un la care puteți face o autoevaluare, mai ales că aveți și elemente de... Cred că educația a avut, nu, cei mai mulți miniștri... Dar să știți că asta e cea mai mare nenorocire a educației. Adică schimbarea frecventă a miniștrilor, după opinia mea și acum uitându-mă din exterior, cred că este de natură să producă cele mai mari sincope în sistemul de învățământ, pentru că nu poți... Eu am avut un mandat de 2 ani și jumătate în guvern. A fost mandatul în care am dezvoltat foarte multe proiecte. Am crescut durata învățământului obligatoriu, informatizarea atunci s-a pornit, repartizarea computerizată, cornul și laptele, bani de liceu, etc. Adică am avut timp să și dezvoltăm niște proiecte. 2 ani și jumătate, totuși. N-a fost nici atunci un mandat întreg. Dar după aceea, în 6 luni, e foarte greu să încropești un proiect de strategie, să poți să-l dezbați public. Dar aici e o nebunie întreagă, doamnă Andronescu. Da. Fiecare ministru care vine simte oare nevoia să o ia de la capă? Nu se pot continua niște proiecte la un moment dat. N-am fost în viața mea ministru, dar am stat de vorbă cu mulți miniștri. Toți se vaită de acest lucru. Domne, n-am avut mandatul prea scurt, n-am reușit să... Mă gândesc că unele lucruri, odată ce sunt așezate, sunt puse pe o direcție... Unele proiecte s-au continuat, altele s-au continuat. Hai să mergem cu ele, nu? Da? De ce? Pentru că fiecare încearcă să-și pună într-un fel amprenta. Da, de ce? Pornind de la experiența personală pe care o are, de la ce cunoașterea sistemului a reușit să aibă și așa mai departe. Eu am avut, cred că, nu știu, o inspirație, nu pot să-mi explic așa, că n-am avut în proiect să fac lucrul acesta, dar am înțeles destul de repede în primul mandat că nu poți să faci, să iei măsuri din cabinetul de ministru. Ca să vezi ce trebuie să faci în sistem, trebuie să vezi ce se întâmplă în școli. Și să vezi ce se întâmplă nu într-o școală în care ai anunțat că te duci, pentru că în mod sigur găsești praful șters și totul lustruit, ci să te duci în școli fără să știe că tu ajungi în școala respectivă. Păi ce faceți? Vă deghizați sau apăreați intempestivă? Da, plecam cu mașina, că știți că n-am avut șofer. Unde vedeam o școală, acolo mă opream. M-a ajutat cel mai mult să înțeleg. Nu mai povestiți, că asta mi se pare senzațional. Da, ce se întâmpla în momentul în care ministrul învățământului, pac, deschidea ușa de la școală și am venit să văd cum ce faceți. Prima dată mi s-a întâmplat să intru în școală. N-aveați directoare care deodată ziceau, inima! Dar se uita la mine că nu înțelegea ce s-a întâmplat. Într-o școală aflată între Craiova și Târgu Jiu. Așa. După care lumea se obișnuise. Dar să știți că am găsit lucruri despre care după aceea vorbeam cu inspectorii școlari, vorbeam cu întâlnirile cu directori, pentru că cele mai multe școli în care am intrat erau școli în care se desfășura cât de cât normală situația. Dar am găsit și o școală, mi-aduc aminte, care era într-o comună săsească, Săscâ se numește. Am intrat în școală, gălăgie într-o clasă, am crezut că e pauză, m-am dus după gălăgie, în clasa respectivă era o hărmălaie de neimaginat. Am întrebat un copil ce oră aveți, limba germană, culmea, ora de limbă germană. Spune-mi și mie, pe mine mă cheamă Popescu în limba germană, n-aș știu să-mi spun. Atunci m-am înfuriat puțin și m-am plecat de acolo în cancelarie. Era directoarea, zic, nu aveți un profesor la clasa a șasea, era o clasă a șasea. Profesor la ora de limba germană, zic, comuna asta a fost o comună săsească, e cu atât mai grav, mi se pare mie. Și ce, nu avem profesor. Da, zic, nu e la clasă. Ba da, e la clasă. Haideți cu mine, ne întoarcem înapoi. Într-adevăr, profesoara era în clasă, o absolventă de liceu, care nu reușea nici măcar să îi așeze pe elevi în bancă. Atunci m-am supărat pe directoare, pentru că împărțise clasa în două, erau 26 de elevi în clasa a șasea, și o împărțise în două ca să-i facă normă acestei dudui, să o numesc așa, oarecum peorativ, dar merită lucrul acesta, și sigur că nu era nici pregătită și nici nu avea de ce să fie profesor la clasa a șasea de limbă germană. Dumneavoastră veniți cu acest exemplu și mă bucur că l-ați adus în discuție cu un om care era tânăr, să spunem, și lipsit de experiență, poate și intrat acolo în sistem pe pile.
Pe de altă parte, experiența celor 2 ani de pandemie, da, și asta sunt chestiuni pe care le-am văzut cu ochii mei, deci nemijlocit am văzut chestiunea respectivă, am observat profesori, nu e vina lor, e poate așa funcționează biologic vorbind omul. Ei nu mai erau, nu puteau să țină pasul cu povestea asta cu tehnologia. Nu știau să pornească o cameră de luat vederi, nu știau să folosească instrumentele astea, da? Și mă gândesc că dacă nu puteau să facă asta cu un simplu telefon, cu o cameră, ne mai vorbim de niște programe care între timp erau folosite în alte, de alți profesori mai tineri, mă gândesc că nici la clasă în viața lor nu folosiseră vreun proiector, vreun curs în care să vină cu ceva PowerPoint, cu ceva grafic care să ajute copilul să absorb mai ușor materia. Ați deschis un subiect extrem de interesant. Deci, ca să spun nu o concluzie, mi s-a părut că avem de-a face totuși în multe situații cu un corp didactic îmbătrânit, nu la propriu, mai degrabă la figurat, care nu mai ține ritmul. Nu trebuie să punem pe toți în aceeași... Sigur că nu. Nu, găleată, nu, pentru nu, că aici, nu. Aici diferențele între școli... Erau mulți, doamna. Da, da, din păcate așa este. Așa este. Și din păcate aici am avut situații și în școlile de la oraș. Și nu în orice școli, și chiar în școlile cotate pozitiv, cotate bine, cu multe bile albe, să spunem așa. Aici istoria mea începe din anul 2001, când aveam, venind ca profesor de la Politehnică, am avut această idee să informatizăm sistemul. Mi s-a părut că este calea prin care putem să modernizăm sistemul. De anul 2001 eram în secolul în care suntem, nu mai puteam să mergem doar cu creta și cu tabla. Și atunci primul lucru pe care l-am făcut, am întrebat în sistem, prin inspectorate, câți profesori au deschis măcar odată un computer. Și am rămas puțin șocată când am avut rezultatele. 8% dintre profesorii existenți în sistem în anul 2001 deschiseseră odată. Că n-am pus întrebarea cu ce programe știi să lucrați și așa mai departe. Ok, și atunci am creat acel program care presupunea laboratoare informatice, dar și formarea profesorilor și un informatician care să îngrijească sistemul. Acesta era modelul acelui an, sigur că acum sunt cu totul alte modele. Cred că nu mai suntem chiar sau n-ar fi trebuit să mai fim în situația în care ne-a găsit pandemia, din păcate. Pentru că n-a existat obligativitatea. Unii au învățat și să știți că avem profesori minunați care de-a doua zi. Și știu pentru că mulți dintre directori mi-au telefonat să-mi spună, uite, noi așa ne-am gândit să facem. Nu asta cum faceți la Politehnică. Și știu că au făcut excepțional lucrurile, dar sunt și profesori care n-au vrut să intre la ore. Știm de un semestru, profesori de matematică în școli importante, cum vă spuneam, n-au făcut orele fără măcar să explice de ce. Au considerat că e umilință să înveți, dar la orice vârstă nu este umilitor să înveți. Pentru că tu ești cel câștigat. De ce mai, de ce mai sunt menținuți oamenii ăștia în sistem, doamna Andronescu? Până la urmă, dacă eu, ca realizator de televiziune, iată, da, n-aș ști că s-au schimbat multe de când am început eu televiziune în 2003, uite că să fac 20 de ani curând, da? Au apărut videoulurile astea, au apărut sculele astea care au înlocuit laptopurile, camerele sunt inteligente, luminile sunt altele, dar totul s-a schimbat. Care dacă nu te adaptezi, în mod normal zici, la revedere, du-te la pensie acasă. Dar asta poți să faci dacă cineva are prevedere legală de evaluare cu consecințe. Dar, din păcate, nu există în lege o asemenea prevedere. Asta să spun, deci nu poate fi dat afară un din profesor sistem. Titular nu poate fi dat afară. Nu poate fi dat afară? Nu. Chiar dacă el este totalmente anacronic. Păi adică omul zice, domne, am înțeles că domnul Câmpeanu vrea să bage acum table inteligente, da? Și dacă la un moment dat zice un profesor, eu nu, domne, mie nu, eu vreau să scriu să introducă și obligativitatea de a utiliza aceste instrumente. Pentru că eu mă uit, de exemplu, aici diferențele au fost colosale între școli și între școli și universități. Când s-a declarat starea de urgență, noi a doua zi am intrat la ore ca și când am fi fost acolo de o viață. Numai că, în loc să vorbim în fața studenților în amfiteatru, am vorbit în fața ecranelor,
De ce am putut să facem lucrul ăsta? Pentru că aveam de 15 ani o platformă de e-learning, unde aveam obligația decisă prin hotărârea senatelor să avem cursurile în format electronic, să le punem la dispoziția studenților, ca ei să le poată accesa în orice moment. Deci, urmare, n-am avut această problemă. N-aș putea să spun că și în această situație aș pune semnul identic între predarea fizică în amfiteatru și predarea în online. De ce n-aș putea să fac lucrul acesta? Pentru că mă uitam pe ecran, sigur că vedeam că sunt numele înregistrate, chiar și peste 100, că aveam serii foarte mari, dar el se putea loga și se putea întoarce pe partea cealaltă. Indiscutabil, da, interacțiunea față-înfață nu poate fi înlocuită categoric. Dar diferențele foarte mari. Da. A minimizat pierderile, cum îmi place mie să spun, că asta este și realitatea. Deci eu cred că, vedeți, am mai avut o șansă, cred că am avut spuneți-mi, profesorul acela care vreme de un semestru, pentru că n-a vrut să se arate în fața unei camere de luat vederi, este din nou la catedră? Adică a revenit la catedră după ce s-a terminat pandemia? Păi da, și-a continuat activitatea, ca și când tot ar fi fost normal. Da. Eu am avut această idee cu digitalizarea și în 2018-19, în ultimul mandat, am făcut două proiecte de digitalizare. Unul prin care instituiam din fonduri europene, vorbesc de 100 de milioane de euro, da? Biblioteca virtuală, cu toate resursele educaționale acolo, și unul care administra digital sistemul de învățământ. Și o să vă spun de ce am insistat pe asta. Dar nu asta a fost, să spunem așa, norocul meu din acea perioadă, ci că s-a întâmplat ca România în acea perioadă să dețină președinția Consiliului Uniunii Europene. Ca urmare, în interacția din cele 6 luni, la sfârșitul mandatului, fiecare ministru de resort coordona ședința, conferința miniștrilor din toate țările europene. Acolo, sigur că nu prea poți să impui, dar am aflat asta la sfârșit, tu subiectele ți le impun cei de la DG Education în cazul acesta, dar eu am deschis un subiect care era de mare interes pentru mine, și anume subiectul digitalizării, ca să înțeleg dacă între România și celelalte state sunt diferențe foarte mari. Și am fost plăcut surprinsă să constat că majoritatea se confruntau cam cu aceleași probleme ca și noi. Și anume profesorii care au reținere în a învăța să lucreze cu tehnologia și așa mai departe. Adică nu suntem chiar oaia neagră. Nu. Nu, noi vorbim mai urât decât noi, decât suntem noi poziționați în realitatea sistemelor europene, dacă vreți. Da. Și sigur că putem să comparăm și cu alte țări. De aceea cred că și în acest moment, și ne întoarcem poate spre subiectul pe care dumneavoastră l-ați lansat, noi ar trebui să pornim de la o evaluare a perioadei post-pandemice. Noi avem peste 1 milion de elevi care timp de 2 ani n-au avut contact cu școala. Nu poți să-i pui în același curriculum cu toată lumea. Și ca urmare ar fi trebuit ca prin pachetul acesta legislativ să existe o perioadă în care se introduc niște tehnici, niște metode, niște proiecte prin care să se recupereze ceea ce s-a pierdut. I-a spus asta domnului Câmpeanu? Am spus public de mai multe ori. Pe un curriculum care v-am simțit așa puțin. N-aveți dialog cu domnul Câmpeanu? Da, am dialog. Nu. Adică mă gândesc întotdeauna, sigur, poate naivitatea mea, că pleci dintr-o funcție, dar până la urmă... Nu, am avut dialog cu tot. Succesorul tău, mă gândesc că poate te sună la un moment dat și zice... Domnul ministru, doamna ministru, ați fost acolo, n-ați putea să stăm de vorbă, zice, am nevoie de un sfat, am nevoie de o opinie, am nevoie de un punct de vedere. Se întâmplă asta? Nu vrea să se întâmple. Eu l-am sunat săptămâna trecută pe domnul Câmpeanu și l-am rugat să avem o discuție pe legile acestea, pe proiectele acestea. A zis da. Ce a zis da și eu sper că ne vom vedea foarte curând. Deci, cred că această pandemie a transformat educația în principala victimă. Și să știți că am proprietatea cuvintelor. Copiii aceia care timp de 2 ani de zile n-au fost în contact cu școala, n-ai cum să cu ei să recuperezi peste noapte prin orele remediale.
Orele remediale sunt gândite pentru cei care nu țin pasul. Au fost la școală, dar au rămas în urmă față de majoritatea copiilor. Un milion, spuneți că sunt în situația asta? Da, estimați? Un milion. Da? Da. Da? Da. Adică și copii care, practic, deși sunt în clasa 8-a, ei au rămas cam la clasa a 6-a, așa, cu nivelul da, și să știți că drama aici este mediu, da? În mediul rural. Uh-huh. Am uitat să mă uit pe datele de astă vară, dar vă spun datele din 2021, la evaluarea națională, sunt cam 150.000 de absolvenți de clasa 8-a. Din 150.000, 70-80.000 sunt în mediul rural, cam jumătate. Din această jumătate, deci din 80.000, să spunem cifra cea mai mare, 35.000 nu s-au prezentat la evaluarea națională. Pe sigur, întrebarea e de ce nu s-au prezentat. N-au avut situația școlară încheiată. De ce? N-au făcut școală. N-au fost pregătiți. De ce să te duci la examenul național ca să pici? Deci 35.000 din 80.000. Căror acestei cifre îi mai adăugăm cifra de 33.000 de absolvenți de clasa 8-a din mediul rural care n-au luat 5. Adică 68.000 din 80.000 este enorm. Și este ca și când acceptăm noi ca societate că acești copii care învață în mediul rural să fie sacrificați, ceea ce este absolut de neacceptat. Nu numai în asta este doar vina pandemiei, doamna Andronescu? În principal, da. În această situație, da. Pentru că mă uitam la un raport al OECD-ului, care e o instituție foarte serioasă și care a făcut o evaluare pe Statele Unite. Uh-huh. Statele Unite, în școlile preuniversitare, au avut o perioadă de suspendare mai mică decât am avut noi în România. Și totuși OECD-ul estimează că pierderile înregistrate sunt de 15.000 de miliarde și ele se vor manifesta în următorii 20 de ani. 15.000 de miliarde înseamnă peste 60% din bugetul anului 2020, adică enorm. De ce? Și explică OECD-ul. Prin lipsa competențelor, abilităților, aptitudinilor, atitudinilor formate de școală. Dacă spun repede programul România Educată, la ce vă duce gândul, doamna Andronescu? Păi, mă duce gândul la faptul că acest proiect este consecința unor dezbateri publice din care s-au adunat foarte multe, să spunem, idei pe care profesorii, cei care sunt interesați de învățământ, le-au adus în discuția acestor dezbateri. Și sigur că președintele spune proiectul de suflet. Nu avem cum să nu lipim de sufletul președintelui, dacă ne uităm de câte ori a făcut această afirmație. Dar nu-i suficient numai proiectul. E suficient, este nevoie de o strategie care să aibă și această preambul, dacă vreți, de reparare a perioadei pagubelor perioadei pandemice și, fără îndoială, finanțare corespunzătoare ca să nu poți să faci nimic fără bani până la urmă. Da, eu însă revin și spun că la un dat s-ar putea să existe și bani, cum avem și povestea asta acum cu PNRR-ul. Bani, mulți, foarte mulți bani, sunt miliarde peste tot. Dar să n-ai la un moment dat cu cine? Adică vom fi în situația în care s-ar putea să avem bani de autostrăzi și să n-avem firme cu care să construim autostrăzile. Asta se și întâmplă. Se și întâmplă, nu? Da. Și atunci să rămână banii acolo. Și într-un proiect de genul ăsta, în care la un moment dat vă spune avem bani pentru educație, s-ar putea să constatăm, cum se întâmplă deja, că avem profesori pe care nu îi lăsăm realmente să iasă la pensie pentru că n-avem cu cine să îi înlocuim. Și oamenii ăia, sigur că la pensie fiind, bun, or fi acumulat multă experiență, dar sunt deja anacronici. Bine, dar știți ce se întâmplă? Eu din PNRR cu asta aș începe, cu formarea continuă a profesorilor. Uh-huh. Avem în fiecare județ casele corpului didactic. Prin casele corpului didactic nu trebuie să aducem profesorii de la Botoșani la București. Poate să se formeze și acolo, în casa corpului didactic. Apoi, avem universități în România. Toate pot să asigure formarea profesorilor pe digitalizare și nu numai, să împrospăteze cunoștințele. Această formare a profesorilor în universități nu presupune prezența lor fizică. N-ar trebui să presupune asta, că de asta avem online-ul. Și de aceea acum putem să folosim această
să spunem, avantaj pe care ni l-a adus pandemia. Ne-a obligat, într-un fel, da, pe foarte mult să... Măcar să instalăm niște aplicații, exact, pe care să, exact, facem asta. Da. Să existe, da, aplicații, pe de-o parte. Pe de altă parte, pandemia a mai adus... Nu trebuie să ne uităm numai urât la elementele pe care le-am trăit în perioada pandemică. Eu cred că a modificat și, dacă vreți, capacitatea elevilor de a se instrui singuri, de a se auto-instrui. Pentru că fiind acasă, nemai având, să spunem, presiunea profesorului pe capul tău permanent, te-a obligat, într-un fel, pe tine să devii mai independent. Asta este un câștig, nu este o pierdere, după părerea mea. A crescut autonomia, gradul de autonomie individuală, ceea ce este de asemenea un câștig. Înainte de a intra într-un scurt moment de publicitate, vedeți aici pe video un mare elefant roz care i-a dus în acest moment în piața Victoriei, aluzie la celebrul discurs al președintelui Iohannis, care vorbea despre elefantul, vă aduceți aminte, în încăpere și așa mai departe. Nu știm ce vor face cu el în piața Victoriei, dar văd că l-au adus acolo. Vă spuneam, e 10 august, se pregătește un... nu știu, o adunare a organizațiilor non-guvernamentale în piața Victoriei. Vom vedea câți participanți vor fi la meeting. În orice caz, aici, în emisiunea Sub semnul întrebării, pe B1 TV, veți vedea în permanență secvențe din piața Victoriei. Vom avea și o corespondență cu colega mea aflată la fața locului, reporterul B1 TV, Ana Micu, dar asta ceva mai târziu. Deocamdată o scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem la dialogul cu doamna Ecaterina Antrenescu, pe care, sigur, nu mă pot abține să nu o întreb și chestiuni legate de viața politică. Până la urmă, domnia sa face politică de ceva ani și cred că are o privire foarte critică și foarte atentă în legătură cu ceea ce se întâmplă în actualitatea politică românească. Foarte atentă, cu siguranță. Da, revenim. Am revenit în direct. Ceea ce vedeți în video-ul sunt pregătirile pentru meeting-ul care începe la orele 18 în piața Victoriei, meeting organizat de click, înțeleg, elefantul roz. Vedem cât se vor aduna acolo. Cei de la de click cer anchetă corectă în dosarul 10 august. Spune, am obținut redeschiderea dosarului și continuăm până când vinovații plătesc. O fi din cauza vârstei la mine, nu știu din ce cauză o fi. Eu însă, când mă gândesc la dosarul Revoluției, la dosarul mineriadelor, am așa sentimentul că o să aveți și dumneavoastră păr alb, cei care sunteți mai tineri, și nu o să prea vedeți rezolvate chestiunile astea cu 10 august, mai ales că e greu. Pe măsură ce trece timpul, mai trec 24 de ore, 48 și tot așa, un an, 2-3, nu mai stă, să pierd, lucrurile să pierd, intră într-un soi de ceață. Da, mă rog, până la urmă, asta e viața. Doamna Andronescu, cum sunteți cu politica? Ce faceți? Bănuiesc că mai sunteți membra a Partidului Social Democrat și... Păi, din 2020 încoace, de când nu mai sunt parlamentar, mă ocup exclusiv de problemele de școală. Adică n-ați mai fost noastră prin Chiselev să vedeți ce se întâmplă, ce și cum? Nu. Nu v-a chemat domnul Ciolacu să vă întrebe de... Domnul Ciolacu nu m-a chemat și nici eu n-am... Acum chiar vorbesc serios. Ați avut dialog? N-aveți dialog cu domnul Ciolacu? Îi mai trimit din când în când mesaje, când văd și eu câte lucruri care... Așa? Așa. Uh-huh. Și îmi mulțumește, e adevărat. Da, e un om politicos, așa pare. Dar sunt confortabile cu ceea ce... Mă simt confortabil cu ceea ce... Aici nu vă cred. Ba, dar eu cred că politica a reprezentat totuși dincolo de chestia asta. A fost și o pasiune a dumneavoastră, nu? Nu. Să vă spun ceva. Eu am făcut asta dintr-o... Dacă poate vi se pare că exagerez. Dintr-un simț al responsabilității. Am învățat de la școală și de la profesorii mei și la un moment dat, când s-a pus problema să ies din școală într-o poziție publică, un profesor mi-a zis, acum trebuie să mai dai și tu înapoi din ce ai învățat. Uh-huh. Chiar un profesor de-al meu. Și poate că această chestiune m-a apăsat foarte multă vreme. Dar să știți că și viața asta științifică este extraordinar de interesantă, pentru că sunt subiecte noi. Din fericire avem în universitate o infrastructură care ne ajută să
dovedim performanță în ceea ce facem, să fim performanți. Mi-ați povestit înainte de emisiune, de niște cercetări fabuloase. Reviste, da? Să crească numărul de citări, ceea ce înseamnă o relevanță pentru ceea ce facem. Deci nu sunt în suferință că nu sunt invitată în Kiselev. Am înțeles. Da, bun, la viața politică vă uitați? Mă uit pentru că știți ce se... Haideți să reformulez. Vă simțiți confortabil cu alianța PSD-PNL la guvernare? O să vă spun un lucru care, după părerea mea, pot să-l argumentez foarte bine. Prea multe lucruri depind de decizia politică. Și lucrul acesta, fără îndoială, ne îndeamnă pe fiecare să ne uităm la ce se întâmplă acolo, atâta vreme cât decizia afectează, în general, societatea și evoluția ei. Percepția mea, mai ales pe zona economică, este că din ce în ce mai multă lume încearcă să se descurce fără decizia politică, cu ceea ce poate să facă. Și să vă dau și un exemplu. Acum 2 săptămâni am fost invitată la Old Kim, chimistă fiind, evident, la inaugurarea unei linii noi de producție. O investiție de peste 100 de milioane de euro. Am fost impresionată de ceea ce... Ați văzut cum s-a schimbat toată povestea absolut, acolo? Da. Absolut. E un administrator foarte bun acolo, mă rog. Vuza, deci foarte, foarte bun. Da. Domnul Vuza, care a avut asta spune, și a schimbat precedentul Kim Complex. Da? Și acolo face... Asta e prima investiție. Mai are 2 investiții care vor asigura... Aceste 2 investiții vor asigura independență energetică Old Kim-ului. Pe e un lucru absolut extraordinar. De la omul acela, toată lumea ar avea ce învăța. Și cred că până la urmă, credeți că asta este varianta? Ce îmi spuneți, mă pune pe gânduri. Adică ziceți, oamenii încearcă să se descurce fără factorul politic. La un moment dat, ba chiar știu oameni de afaceri care spun, măcar nu ne încurcați. Am înțeles că nu știți, nu prea reușiți, nu prea vă descurcați să faceți lucruri bune. Măcar nu ne încurcați. Asta este norocul acestui neam. De ce spun că este noroc? Neamul acesta e un neam de oameni extrem de inventivi și inteligenți. Și atunci găsesc soluții. Așa se explică și de ce un număr atât de mare, exagerat de mare, de români se descurcă foarte bine cu munca în străinătate, să știți. Adică noi ne uităm urât la școală, dar oamenii aceia, 4-5 milioane cât s-or fi aici, s-au format. Fac față cu brio acolo. Am o întrebare de final de emisiune. N-am pregătit înainte, acum mi-a venit, dar vă întreb așa. Dar n-am vorbit deloc despre legi, poate mai mă invitați odată. Vă aștept cu mare drag, oricând, sigur că da. Care a fost, doamna Andronescu, cel mai bun ministru al învățământului de după 1989? Îmi puneți o întrebare. Haideți, nu vă veniți. Fiecare a încercat să facă. Știu, dar ziceți-mi așa, un om pe care, indiferent de în ce partid ar fi fost, să ziceți, domnule... Nu, eu cred că sunt mulți despre care aș putea să spun că au lăsat urme în sistemul de învățământ. Vă ajut? Funeriu? Nu, cred că... Și o să vă... Pot să și argumentez. Nu m-aș supărat. Nu cunoștea deloc sistemul, da? Și încerca prin lege, pentru că el a preluat o lege pe care eu o scrisesem în guvernul Boc, și a încercat să pună în lege articole care să stăpânească sistemul. Ziceți numele că sistemul. Ne scoate afară regia. Mulți, dar nu mă puneți să spun. Mai bine, mulți. Am înțeles. Data viitoare. Vă mai gândiți. Mulțumesc. Revenim, doamnelor și domnilor, la orele 18, în direct și cu o transmisie și din Piața Victoriei, unde s-ar putea să se adune ceva protestatari sau, mă rog, nostalgici. Vom vedea despre ce este vorba sau, mă rog, oameni care vor să se rezolve dosarul 10 august. Revenim rapid.